Companiile românești au început să adopte în ultima perioadă din ce în ce mai multe măsuri legate de protejarea mediului înconjurător pentru spațiile destinate birourilor. Pe de o parte, pentru reducerea costurilor, în principal diminuarea costurilor de funcționare care reprezintă chiria, serviciile de mentenanță și prețurile la utilități, cât și pentru alinierea la strategiile de responsabilitate socială corporatistă. Măsurile ce țin de eficientizarea utilizării resurselor și reducerea costurilor stau la îndemâna oricui. Pentru acestea nu este nevoie de nicio certificare verde, astfel că firmele pot apela la folosirea corpurilor de iluminat economice, implementarea unor programe de reciclare, instalarea sistemelor de închidere centralizată a luminii și a calculatoarelor, instalarea de senzori pentru controlul consumului de electricitate în zonele utilizate mai puțin pe parcursul zilei de către angajați, cum ar fi bucătăria, toaletele, camera serverelor sau spațiile de depozitare, și reciclarea consumabilelor, hârtie, baterii sau calculatoare vechi.